23 de trupe, tot atâtea spectacole, 5 monologe și 3 ateliere. Așa arată în cifre Festivalul Național de Teatru pentru Copii și Tineri, Copil în Europa. Dincolo de statistici, maratonul teatral desfășurat la Timișoara a însemnat actori talentați, multe ore de repetiții și cel puțin la fel de multe emoții. Ioana și Alexandru sunt doar doi dintre elevii care au urcat astăzi pe scena Teatrului Merlin. Au jucat în Pygmalion, spunând alături de colegii de trupă povestea unui sculptor aflat în căutarea iubirii. Totul trebuie să fie exprimat prin mimică, prin gestică, trebuie să ai o expresivitate foarte bună. Cel mai important lucru care l-am învățat a fost să stau nemișcat atâta timp. Pentru mine a fost foarte greu și să trec peste partea cu cântatul. Elevii de la școlile și liceele din Timișoara care au participat la festival au primit lecții importante de la profesioniștii prezenți la eveniment, dar au învățat mult și unii de la alții. Ne-a ajutat foarte mult să ne înconjoacă ceilalți și cum jucăm noi. Ne-am comparat oarecum. Uite ea, dacă n-a vrut Maica Domnului... Talentul actorilor a fost apreciat și de cei care le-au urmărit fiecare replică, fiecare mișcare. Este un lucru formidabil că astăzi, când sunt mii și mii de posibilități de a-ți petrece timpul liber, totuși acești copii au ales să facă parte din această familie de oameni care încearcă să facă și cultură. O mulțime de copii cresc sub ochii noștri, adică participă ediție de ediție și vedem din ce în ce mai mari și firește mai experimentați. Iar satisfacția cea mai mare a celor care de 5 ani pun la cale festivalul la Timișoara este să-i vadă pe actorii care pornesc de aici primind aplauze pe scenele mari ale țării.